Salut și v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 3. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu o nouă mașină. După cum vedeți, avem un Dodge Viper. Și un Dodge Viper din 2014 tunat în stilul ăla motorsport. Așa că cu siguranță vom avea o bestie pe șosea în cele ce urmează. Dar nu numai pe afară. Uite, și înăuntru e tunată la fel. Și GPS-ul acum momentan îmi zice că am o locație la care ar trebui să mă duc. Hai să vă arăt despre ce e vorba. E vorba despre o cursă cu un vapor, o cursă specială. La fel cum am avut cursa aia cu trenul, asta zice că e cursă cu vapor, habar n-am. O să vedem imediat. Nu uitați, dacă vă place Forza Horizon 3 și vreți să mai vedeți și alte episoade cu acest joc, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Apreciez foarte mult când faceți chestia asta și chiar mă bucură să văd că data trecută s-au strâns peste 8000 de like-uri, asta înseamnă că v-a plăcut enorm episodul anterior și în fiecare episod aș vrea să vă arăt mașini noi, să vă arăt curse noi și practic să ținem fiecare episod să fie ceva interesant și nou de văzut, da? Câte o mașină nouă, chiar mai multe. Opa, așa, trebuie să avem grijă pe aici. Dar oricum asta arată absolut genial, deci hai să punem, să o parchez undeva. Să ne uităm o secundă cu drona la ea. Chiar vreau să fac chestia asta. Pentru că, nu știu, arată mult prea bine. Și mergem cu drona și ne uităm ceva de genul ăsta. Și vopseaua asta cum arată și designul și tot. Ia uite-o. Doamne ferește. V-am zis, grafica din jocul ăsta este extrem de detaliată. Fiecare bucățică, fiecare colțișor este reprezentat la punct și virgulă. Și vopseaua, parcă vopseaua face totul. Că în lumina asta se vede superb. Dar hai să-i dăm drumul. Avem 5 km până acolo sau chiar 6 aproape. Cum se aude motorul. Mare grijă să nu facem și noi un accident pe aici. Ups, am trecut pe lângă ăla. Cam aproape. Vezi că are și pe volan chestiuța aia de-ți spune când trebuie să schimbi viteza. Hai să ținem tare pe aici. Avem un sens giratoriu în față, dar nu va fi o problemă. Trecem direct prin sensul giratoriu. Noroc că n-am făcut accident cu acel camion. Și îi dăm talpă. O, Doamne, cât de aglomerat e pe autostradă. Foarte multă lume circulă pe autostradă pentru că pe aici poți să bagi viteză și atunci toată lumea își face teste de viteză pe autostradă. Dar o să încercăm să nu intrăm în ei. Și să ajungem la cursa noastră. Opa, m-am spus pe celălalt sens. Săraci oameni. Uite ce mașină are ăla. De zici că e de Formula 1, vedeți? Bine, noi nu putem să ne ducem după el că avem altă treabă. Și bineînțeles că direct în copac m-am oprit. Oricum, ăsta v-am zis. Este, în momentul de față, e jocul meu preferat de racing. Și numai de racing, dar și de driving. E un joc în care pur și simplu poți să te duci să conduci oriunde vrei, harta ți este deschisă, poți să faci absolut ce vrei. Și nu te obligă să faci nimic din ce nu-ți dorești. Dacă tu vrei pur și simplu să conduci, să-mi faci absolut nicio cursă, poți să faci level și din asta. Sunt o grămadă de chestii de explorat, sunt XP boards, niște cartonașe pe care dacă te izbești în ele primești experiență, deci nu neapărat prin curse faci level în jocul ăsta, faci level prin ce vrei tu. Și asta faci un joc special. Opa, bă, m-am dus în 300 la oră. Holy shit. Mai sus de 300 nu cred că urcă, nu știu exact la ce am ajuns, o să punem frână aici. Să-mi spuneți voi în comentarii la cât a ajuns, dar mai sus de 303 nu cred că s-a dus, 304 oare? Cred că aia ar fi cam limita mașinii. Sunt curios care e treaba cu această cursă. Chiar vreau să văd care e șmecheria, că jucam eu un free roam, când mai jucam eu așa în timpul liber. Și mi-a apărut cursa asta specială, zic mă, să o păstrez pentru episod să vedem despre ce e vorba. Ah, cu mașină de asta mare mă pune să merg. Uuuu, facem curse cu bărcile, what the fuck, ok. Mamă. Și ca să-i foarte rapidă mașina asta. Mașina de asta este în GTA, știți că am condus-o? Țineți minte că am condus mașina asta în GTA? Sunt bărcile pe laterală care facem curse. O, Doamne. O, Doamne. Pe bune? Glumești cu mine? Ia uite-i mă. Și trebuie să trec și prin apă. Doamne, nu vine să cred cursa asta. Cursă cu bărci. Și-o cu mașina. Oh-oh, oh-oh. Și e foarte posibil să faci accident cu ele sau ceva. Eu te-am sărit peste bărci. Doamne, curse de-astea nebunești îmi plac la nebunie. Bine, sunt și curse normale în jocul ăsta, dar
Astea sunt cele speciale pe care le primești odată la, nu știu, la câteva ore de jucat. Și din ce am observat, primești destul de mult la ele. Opa, aici trebuie să întoarcem. Oh! Hai că merge treaba. Da, fix mașina asta o am în GTA. Da, exact mașina asta. Și poate să meargă, după cum vedeți, și prin apă și prin condiții de-astea extreme. Bărcile astea fac o grămadă de gălăgie. Momentan, ele sunt în fața mea. Sper să reușesc să le întrec până la urmă. Dar să fie mașina mai rapidă decât acele bărci de viteză, că alea sunt niște bărci de curse, știi? Eu știu ce să zic. E posibil. Mai ales că noi jucăm jumate prin apă, jumate pe pământ. Și când suntem prin apă, suntem un pic mai încet decât ele. Avem aici un checkpoint. O, uite-le. Ia uite-le. Ei, băieți, ce faceți? Voi aveți bărci, eu am mașină. Aha. Ia uite. Oh, shit. Era să fac acolo un accident rău. Avem aici următorul checkpoint mai în față. Oh, shit. Dă-i tare, dă-i tare. Bă, aproape i-am depășit, dar am făcut un accident aici și m-au cam luat la faza asta. Deci eu trebuie să o colesc. Mamă, ești nebună, o sări pe deasupra mea. Da, nu mă așteptam la chestia asta. Îi dau talpă. Și sperăm să-i depășim, da? Oh-oh. Bineînțeles, după ce terminăm aici, o să conducem cu mașina noastră. O să dau puțin timp înapoi ca să nu mă mai bușesc aici. Asta e încă o funcție destul de interesantă din joc, ăsta, faptul că poți să dai timp înapoi oricând vrei tu și să-ți repari greșelile. Și o greșeală de asta te poate costa destul de mult. Dar cred că reușesc să intre cu oare? La limită, la limită, la limită. Bum! Primul loc. Dar la limită a fost, ați văzut? Mamă. Au sărit peste, da, au sărit peste podul ăla și peste noi. Vă dați seama dacă intrau în noi? Doamne ferește. Nu mă așteptam la așa ceva, sincer să fiu. Ok, hai să vedem ce m-am mai primit. Vedeți că am făcut level 22 și următorul level pe care îl facem o să fie level 23. La fiecare level voi primi un spin wheel de la. Am impresia că am posibilitatea să fac un spin wheel dacă mai am un punct de skill. Hai să, o să mă uit să văd. Dacă e, putem să dăm la ruletă, să vedem dacă primim ceva bun de acolo. Ar trebui să mă dea tot cu Dodge Viper-ul meu, acum când mă spawnez înapoi. În principiu. Dar, ia. Trebuie să ne extindem... Aha. Uite aici vreau. Asta vreau să mi-l extind. We've just opened the official Horizon Australia card. Ooh, car meet. Și că s-a făcut o s-a făcut o întâlnire de mașini pe aeroport, și că what? Întâlnire de mașini pe aeroport, what the fuck? Da, uite, aici zice Airfield Car Meet. Vreau să merg acolo să văd care e treaba. Dar vreau mai întâi să extindem acest festival de aici. Dacă mai știți, noi, ăla e primul nostru festival pe care l-am avut, prima noastră locație de unde am pornit. Și nu prea l-am extins atât de mult, dar acolo e o cursă specială care îți face o grămadă de bani. Așa că vreau să fac festivalul ăsta la level maxim. Și după azi ne dau o cursă prin toată harta. Durează destul de mult, pe aia cred că o să fac eu off-camera. Dar primești mulți bani la ea, așa că vreau. Îi dăm aici expand. Hai să extindem acest festival la level 4 și level 5 am impresia că e maximul. Hai să parcăm noi mașinuța noastră. Doamne, cât de superb arată. Și iată. Level 4, da? Level 4. Super. Acum ar trebui să ne dea înapoi. Continue. Și acum mi-a dat o ofertă de niște mașini care sunt la reducere. Faze că... nu știu ce să zic, Nissan GT-R, știu că erau niște oameni care ar fi vrut să vadă un Nissan GT-R. Mă gândesc să iau unul. Și având în vedere că ăsta e la reducere, e de la 132. Vă zic că nu știu dacă
ăsta era la, ăsta e din 2017, what the fuck? 2017? Hai că le iau. Vreau să-l cumpăr pe ăsta și vreau să-l modificăm puțin, să-l conducem, da? Vom merge aici. Ce recommended designs găsim pentru el? Unul mai mișto așa să arate. Bine, astea nu sunt singurele. Poți să-i dai și search după aia dacă cumva nu-ți convin designurile pe care le-ai găsit. Poți să-ți mai cauți altele. Nu prea îmi plac astea atât de mult. O să-i dau search și acum după aia poți să-i dai search așa. Poți dai și după un anumit criteriu, de exemplu vrei o anumită culoare și jocul îți va găsi culorile respective pentru mașină. Dar ia să vedem ce alte chestiuțe mai avem noi pe aici. Una care se potrivească un pic mai mult. Portocaliu, bă, portocaliu cu capotă neagră arată bine. Ia uite, mamă. Mamă, îmi place asta cum arată. E o culoare interesantă. Ok, do you want to buy this car? Yes. O să ne coste 118.000, destul de scumpuleț, dar e un Nissan GT-R și știu că foarte mulți oameni au vrut să vadă o mașină de genul ăsta, așa că hai să le facem și lor pe plac și să ne cumpărăm una. Ce frumoasă e! Bine, designul poți să-l schimbi oricând, deci nu va fi o problemă dacă vrem să-l modificăm pe parcurs. Că, uite, acum, de exemplu, eu pot să merg pe la ea, pot să deschid ușile, pot să mă bag înăuntru dacă vreau. Dar culoarea asta e impresionantă. Pot să fac asta. Pot să deschid și capota, știu eu. Da. Și ăla-i motorul. Ia, ce pot să fac acolo? Wow, pot să mă uit la motor de aproape. Bine, pot să-i fac și poze și tot felul de nebunii. Dar aș vrea să o tunăm puțin. Mergem la upgrade, mergem la auto-upgrade. Îi voi face un tuning de 29.000. Asta o să o îmbunătățească destul de mult. Îi dăm aici save. Și după asta o să-i dăm un custom upgrade și o să modificăm puțin cum arată. Mergem la ăsta, mergem aici la bara din față. Și o facem așa mai de racing. Și în spate vreau un spoiler de la mărișor. Perfect. Îi dăm install, setup. Roțile nu o să îi le schimb momentan, o să îi le las exact la fel, dar pe măsură ce mai jucăm, poate să mai modificăm. Și cu asta vom merge la car meet. Ia să o scoatem noi din garaj și să vedem cum arată pe stradă. A, mi-au apărut curse noi. Uite câte curse mi-apar, doamne, și câte eventuri. V-am zis, în jocul ăsta sunt o grămadă de chestii de făcut. Chiar ai multe, multe chestii. Ceva de genul ăsta arată mașinuța. Mama. Wow, cum pornește! Mamă, frate, ce start are mașina asta! Deci abia ce-o calci și se duce, frate, n-are treabă. Și interiorul arată genial. Doamne, asta s-ar putea să fie una din preferatele mele. Se ține bine și la drift. În Ferrari. N-ai treabă. Mă bag cu Ferrari-ul ăsta. Ia, prietene cu Ferrari, vină încoace. Vină încoace să vedem dacă te fac cu GTR-ul. Ia. E pe easy el, dar e totuși un Ferrari F50. Ferrari clasic. Mamă, cum se aude motorul ăsta. N-ai treabă, frate, cu mașina asta. E super bună. Nu mă așteptam să fie chiar atât de bună. Știam eu că se zicea de mașina asta că e bună, dar nu chiar în halul ăsta. Se descurcă rău de tot. Opa. Să ne facem și noi eventuri, a zis. Și că putem. Bine, asta a fost o cursă atât de ușoară. Bine, nu primești foarte mulți bani la chestia asta, dar faci level destul de bine. Știți ce sunt chestiile astea? Astea sunt curse ilegale. Sunt curse ilegale de noapte. Ia să vedem. Uite, asta de exemplu, tot la fel o cursă ilegală. Noi unde suntem? Cât de aproape suntem de chestia asta? Nu suntem foarte departe. Știți ce? Hai să mergem pe la cursa ilegală. Hai să facem o cursă ilegală de stradă. Și după asta ne vom băga să vedem acel car mic de pe aeroport. Da? Ziceți că ar fi o idee bună? Eu zic că ar fi o idee perfectă. Îmi place mult vopseaua de pe ea. E un metalic așa brushed, nu e crom sau ceva.
Arată foarte bine. Am mai făcut doar o singură cursă ilegală până acum și știu că sunt destul de periculoase, checkpoint-urile sunt diferite, adică, na, sunt curse organizate de oameni, nu sunt curse legale cu securitate și tot ce trebuie, deci curse ad hoc, așa. Dar se ține bine mașina asta, mă, și la drift-uri și la tot ce vrei. Sincer, dacă vreți o mașină bună în Forza Horizon, asta ar fi una dintre ele. Merge mult prea bine. Și motorul ăla se aude super. Uite, ăla-i Mihai din față. Se joacă și el. El a jucat mai mult decât mine chiar. Am văzut că a făcut level mai mare. Noi ne-am dus aici. Vreau să mă duc în partea cealaltă. Nu-i problema, suntem tot aproape. Credeam că am pus punctul unde trebuie, dar se pare că nu. Ia să conduc un pic și din mașină mai mult. Pe aici, pe stradă. Te vezi acolo ce viteză ai. Să-l depășim pe Mihai. Opa! Nu. Nu, că se ține, n-ai treabă. Adică, cu altă mașină acolo pierdusem, aș fi pierdut de mult controlul. Cu asta n-ai nicio treabă. Și face drifturi de alea curate, adică se poate redresa din multe momente periculoase. Ia uite-o. Opa. Pe aici cotim. Mă, nu știu cum o să fie cursa asta. Sper să nu fie extrem de periculoasă, să fie vreo problemă, dar vom parca aici și vom porni această cursă, da? În mod normal, aceste curse de stradă se întâmplă cu mașinile pe care le ai tu, adică cu ce mașină a venit, cu aia o să fac cursă. Și indiferent de ce mașină au ceilalți, deci s-ar putea să vină unul cu un Bugatti să ne facă praf. Habar n-am. Nu mă pricep dacă chiar așa o fi, dacă o să ne trezim cu de-aștia cu mașini extrem de rapide. Chiar, care e cea mai rapidă mașină? A, și plouă! Da, bine, sunt și băieți cu Lamborghini aici. Și plouă. O să fie o cursă pe ploaie. Ok, hai să vedem dacă ne descurcăm. Oricum arată superb jocul pe ploaie. Bine, arată superb și fără ploaie, dar pe ploaie parcă ceva special. Oh, valeu cum alunecă mașinile. E diferit. E diferit pe ploaie. N-am să mint, chiar e diferit. Holy shit. Bă, da, s-au dus aia foarte tare. S-ar putea să nu iau locul unul pe cursa asta, sincer. În afară de faptul că alunecă extrem de tare, o să trebuiască să dau puțin timp înapoi ca să rectific această problemă. Mie săgeata mi-a arătat cu roșu, mi-a arătat, bă, nu poți să iei curba asta. În mod normal, cu mașina asta aș fi putut să fac drift, dar din cauza că e ploaie, se duce săniuță. Sunt băieții ăștia cu mașini super puternice, Lamborghini și tot ce trebuie. Ei, băieți, lăsați-mă și pe mine în față, vă rog eu. E frumos aici. Asta poți să îi tai fața pe aici. Opa! Gata, bravo. Așa se face șmecheria. Și avem 28% progres. Mai avem puțin. Mamă, ce mișto se vede din mașină ploaia. Și în funcție de direcția în care te duci, se duce și apa de pe parbriz în direcția aia. E un detaliu mic, știi, dar nu te-ai fi gândit că l-ar fi adăugat în joc. Opa. O chestie care mi-ar fi plăcut totuși în jocul ăsta ar fi fost să bagi o zonă cu zăpadă sau ceva. Acum, nu știu, mă gândesc niște munți de aia foarte înalt, știi, acolo să fie zăpadă. Deci am înțeles, vor băga un fel de expansion în care vor băga niște zone noi și e posibil să bage, nu știm sigur ce o să fie, dar orice lansează în Forza, fiți sigur că o să cumpăr și o să vă arăt pe canal. Bine, asta depinde în funcție de voi, dacă mai vreți episoade cu Forza, cu siguranță. E plăcut până și să conduci pe timp de noapte și cu ploaie, ceea ce sunt două condiții destul de grele, dar totuși e fun, e distractiv. Și știu că erau câțiva care mă întrebau de pe ce mă joc eu în momentul de față. Mă joc de pe Xbox One, pentru că pe PC, în momentul în care vrei să înregistrezi jocul ăsta pe calculator, există ceva probleme de performanță. Când îl rulezi, e ok. Când vrei să-l înregistrezi, merge destul de greu. Mi-a zis Mihai chestia asta și
am decis că mai degrabă îl iau pe Xbox One, dacă tot am această posibilitate. Așa că dacă l-aveți pe amândouă, pentru jocul ăsta specific vă recomand Xbox One. Mamă, ce mișto a fost. Cursă pe timp de noapte și cu ploaie. Și ne-am descurcat mai bine decât multe din mașinile care erau aici. Chiar am făcut praf. Ok. Hai să vedem. Am făcut... am făcut level cumva? Da, am făcut level. Uite, pot să primesc un spin la ruletă. Hai să vedem, primesc mulți bani sau primesc puțin bani? 45.000. Și se dublează pentru că avem VIP-ul. 90.000. E bine. Mi-am scos banii pe mașina asta pe care am luat-o, aproape. Am dat pe ea, să zic, 100 și ceva de mii, plus ce am mai dat, ce am mai tunat la ea. Ce e asta? Ce că trebuie să mai câștig două curse de stradă pentru a deschide bătălia de stradă. Habar n-am ce e aia, dar rămâne de văzut. Momentan aș vrea să merg până la aeroport, să vedem care-i treaba cu acest karmic, că e o întâlnire de mașini acolo. Hai să mergem până la festivalul din deșert și să vedem acolo care e șmecherie. Uite cangur, îl vedeți? Jos acolo? E în loading. În Australia sunt canguri. Chiar, n-am văzut niciodată în viața reală unul. Ok, hai să intrăm în festival și când ieșim, sperăm noi să se ducă și noaptea și ploaia, ca să putem să conducem și noi pe soare. Place mai mult să conduc pe timp de zi și să fie soare decât să fie ploaie. Ok, ieșim afară. Și probabil e următoarea zi de s-a făcut zi și s-a făcut soare. Hai să vedem, avem 3 km până la acel karmit. Sunt curios ce te pune să faci până la urmă, că e o întâlnire de mașini. Adică, ok, și ce? Îți expui mașina? Chiar m-a făcut curios. Mașina asta se descurcă până și pe nisip. Pe orice dai se descurcă. Nissan GTR-ul. Opa. Facem driftulețul. Era să iau stâlpul ăla din plin acolo. Și se pare că am ajuns. Da, suntem pe aeroport acum. Direct pe aeroport am intrat. Hai să vedem care-i treaba cu... Văd că mai mulți oameni vin aici. La acest meeting de mașini. Kormit, drive to enter. Și că trebuie să conducem aici ca să intrăm în acest eveniment. E un eveniment de story, cred, de poveste. Care și un fel de poveste jocul ăsta, dar nu e o poveste de asta grea, știi? Ceva așa micuț ca să ducă cursele. Ok, ne-am parcat mașina. Horizon is about people too, you know. Lovely car mad people. Ok, interesant. Poți să te duci să vezi, fiți atenți. Ce oameni au venit aici la car meet, puteți să le vedeți mașinile și cum și-au tunat ei mașinile. Leave car meet, select car. Și ce pot să fac? Interesant. Dacă îi dau, stai puțin, să zicem că îmi place mașina. Nu știu, vedeți că eu mai încolo nu pot să dau. Zicem că îmi place mașina asta, select car, ce pot să fac cu ea? Design tune available by car. Bă, e ca un târg de mașini. Poți să te duci să-i cumperi mașina lui ăsta dacă vrei. Poți să auzi cum se aude. Change camera, ia stai. Poți să vezi cum arată. Aha, și ce oameni au venit aici și și-au parcat mașinile. Practic e ca un târg de mașini. Poți să-i cumperi designul de pe ea, poți să-i cumperi mașina. Sau poți să te duci într-o sesiune online doar cu persoana respectivă și să vă plimbați. Interesant, foarte interesant. Am să plec de aici totuși. Eram curios să văd despre ce e vorba. Ok, am plecat de la car meet. E interesant, dar ia că e unul care o să ne dea mulți bani aici. Asta e așa să văd. Și vrea omul să facă curse. Ei, prietene, ce faci? E cu un Ferrari, om. Ei, prietene, facem o cursă? Păi da, cum să nu? Ferrari 360 Challenge Straddle. Hai să te văd, frate, hai să te văd. Te ține?
Eu am un Nissan GTR, ce zici de asta? Oh, frână! Da, mașina asta se ține, frate, pe orice, n-ai treabă cu ea. Eu am să tai drumul direct. Nu cred că am nevoie să fac... Adică nu sunt checkpoint-uri la cursele astea de stradă, poți să tai drumul dacă vrei. L-am făcut pe ăsta mai repede decât orice cursă pe care am făcut-o până acum. Cred că a fost cea mai ușoară cursă din viața mea. Ia-ți, bă, cât am primit. 40.000! 40.000 pe una de asta! Primești extrem de mult. Hai să vedem dacă mi-a dat cumva vreun punct la skill-uri. Că dacă mi-a dat, putem să mai facem încă... Da, am 3 skill point-uri. Putem să mai facem o dată la ruletă. Instant rewards, boom. Unlock park. Hai să dăm la ruletă să vedem. Pot să primesc acel Ferrari sau pot să primesc bani. Sau mai sunt și alte mașini. De ce 5.000? De ce? Erau 75.000 acolo și nu pot să-mi iau dublu la astea pe care le activez eu. Și mai este ăsta, dar ăsta mă costă cât? 3 puncte de skill point-uri. Și eu nu am momentan. Aș putea să iau Get an Instant 20.000 de experiență. Ok, hai să luăm 20.000 de experiență. Cred că fac level dacă fac asta. Am făcut? Spin for a prize, da, am făcut level. Ia să vedem, ne pică ceva bun? Sau iarăși 5.000? Iarăși 5.000! Nu vine să cred așa ceva. Frate, dar ce ghinion! Doamne, cum să-mi pice de două ori 5.000? Se întâmplă, adică când mă jucam singur, mi-a picat și 100.000. Și când mi-a picat 100.000, s-a dublat în 200.000. Aia a fost mișto. Dar acum să-mi pic... Mi-a picat 5.000 de două ori, glumești? Oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi vom mai face și alte episoade și ne auzim data viitoare. Pa, pa!